Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. Cea mai grea misiune, așa mi se pare mie, să spun ceva la urmă. Pentru mine, la urmă, a fost după întâlnirea pe grupă, am mulțumit Domnului, m-am dus în cameră și am zis, Doamne, până aici, atâta, îți mulțumesc. Trebuie să vă mărturisesc de ce a fost așa. Mi-am propus, dacă tot mai vin încă o dată în tabără, să pot ajuta tinerii să înțeleagă, să facă un pas spre Domnul Iisus, să-L poată vedea în adunare, să-L poată primi sau măcar să-L poată simți. M-am bucurat în prima seară, în prima zi. M-am prăbușit a doua seară. În starea de prăbușit am luat cartea părintelui Iosif. Citesc în ea. Părintele Iosif spune că a fost mustrat în vremea lui. De ce în lumina satelor atâta amestecătură? Citesc mai departe. Și părintele dă un caz, zice, un frate mi-a mărturisit că el de mulți ani s-a abonat la Lumina Satelor să citească partea firească din ea, Hazli. Și duminica, nemai având ce lucra, s-a scăpat în partea duhovnicească și a făcut legământ cu Domnul Iisus. Și acum părintele are o explicație pentru cei care, ca și mine, nu înțelegeau de ce trebuie așa o amestecătură. Preiubiții noștri frați, părintele a explicat așa, că sunt două feluri de oameni în lumea noastră. Două feluri de oameni firești. Un om firesc este la Romani capitolul 7, care încheie cu cuvintele, o, nenorocitul de mine, spune părintele Iosif. Și un alt om firesc, la 1 Corinteni capitolul 2, căci omul firesc nu poate înțelege lucrurile Duhului și nici nu le pricepe, cu ăsta e foarte grav. Nu le înțelege și nu le pricepe. Sunt două feluri de oameni. De ce așa o amestecătură? Din totdeauna au fost așa, fraților și surorilor. Mă bucur că după toate luptele, frățile voastre, mulți ați venit în seara aceasta în tabără, că va fi o adunare. Dar aici, pe plan duhovnicesc, au fost o luptă, să te lupți cu tine însuți, unții pacea, unții bucuria. Aici ești cu Domnul Iisus, dintr-o dată Domnul nu mai este. Aici vezi tinerii că lăcrimează în grupă, îi picură lacrimi, plusnind jos. Dintr-o dată starea de gheață. Am zis adevărat lucrul ăsta, mi-l asum, mi-l reproșez. Eu niciodată nu m-am regăsit că aș avea ceva să spun copiilor, tinerilor. M-am cercetat, am zis și ai mei acasă, să devină eu, pentru că eu n-am fost cum trebuie, n-am fost un tată bun, n-am fost un învățător bun, n-am fost iubitor cât trebuie, n-am știut
când să mă opresc cu iubirea și când să încep cu adevărul și mustrarea, n-am știut ce caut eu în tabără. Nici nu știu cât v-ar folosi, ar trebui să vă spun ce-a fost aici. Îi spuneam lui fratele Andrei, frate Andrei, aici e o luptă, e o luptă ca într-un război. Duhovnicește, să știți că este o luptă. Este cineva, un duh puternic, care n-ar vrea ca vreunul să ajungă salvat, să ajungă mântuit. Dar în cerul nostru este un tată. În cerul nostru este un tată atât de iubitor, încât și el, în iubirea lui, a avut un moment odată când a zis că tăiați copacul, n-aduce roade. Tatăl Ceresc s-a mâhnit atât de tare într-o zi, s-a mai mâhnit odată, când i-a părut rău că l-a făcut pe om. Și a trecut și părerea aceasta de rău. Pentru că cineva l-a mângâiat și a zis, las, tate, că am să vin eu, vin eu. Că în sulul cărții este scris despre mine, vin eu și salvez eu omul. Și tatăl s-a mai supărat odată și a zis, copacul ăsta n-aduce rod, tăiați-l. Și a mai venit un mijlocitor acolo, a venit și a spus, tate, mai lasă-l un an, voi îngriji eu, îi face ceva la rădăcină, voi pune gunoi, îl voi săpa, îl voi uda, numai mai lasă-l. Cred din toată inima că cineva i-a spus tatălui, mai lasă-l. Mai lasă-i să se întâlnească la Voroneț. Mai lasă-i 4 zile. O, câte intervenții a avut Mântuitorul nostru la Tatăl Ceresc. Pentru atât de stârși întâlnirea fraților, mai lasă-i, că vreau să vin cu ei acolo. Fraților și surorilor, vă mărturisim, starea a fost mult mai grea ca aia din iarnă. Mult mai grea. Lupta a fost mult mai grea. Vrăjmașul e supărat pe noi. Dar noi l-am simțit pe Domnul Iisus aici. L-am simțit pe Domnul Iisus. Ne-am trezit în grupă toți cu lacrimi. Ne-am trezit toți blocați. Minute în șir nu puteam scoate un cuvânt. Eram puși în fața unei situații de salvare, de mântuire, de ieși din starea aia. Și Salvatorul era cu noi și ne îmbărbăta, dar trebuia să ridicăm privirile spre El. Și noi zăboveam și stăteam acolo și trecea timpul și noi nu ne regăseam. Dar când îți ridici privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. O, preiubiții noștri, frați și surori, am dorit așa de mult să conștientizați Cuvântul lui Dumnezeu, care a venit la noi, a venit spre noi oamenii și a venit cu un îndemn. Noi trăind în lume, născându-ne din părinți căzuți, ne-am născut dintr-o dată dezbrăcați de orice putere de a ne salva și mântui. Și trăind în lumea aceasta, am trăit morți în greșalile și în păcatele noastre. Am trăit fără să avem fața întoarsă spre Dumnezeu și a trebuit Tatăl Ceresc să trimite cuvântul Său din cer, un cuvânt viu, lucrător, și cuvântul ăsta l-a spus un om, cel mai mare om trimis din partea lui Dumnezeu spre noi, cel mai mare om născut din femeie, Sfântul Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă căci s-a întors împărăția, căci s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Este aproape. După ce omul acesta a fost omorât, pentru că el arăta salvarea omenirii, prin el aveau să creadă toți în Iisus, care era Salvatorul, era Mântuitorul, era trimisul Tatălui din ceruri să ne salveze pe noi oameni. I s-a tăiat capul,
puternicul vrăjmaș din lumea aceasta s-a năpustit asupra acestui om, i-a tăiat capul și a trebuit ca însuși Domnul Iisus venit în lumea noastră, întruchipat ca om, ca om ca și frățiile voastre toți și ca mine, om, om care flămânzea, om care era ispitit de trup, ispitit prin priviri, ispitit prin auz, ispitit de lume, ispitit în toate lucrurile. O venit și-o preluat el cuvântul și-o spus, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Fraților și surorilor, o mai venit un om trimis de Dumnezeu în poporul român și omul acesta o preluat același cuvânt și ni l-o și explicat, l-o explicat prin înțelesul nostru, să-l înțelegem noi, că a ne pocăi înseamnă ca în armate, stânga împrejur, adică a ne întoarce cum eram noi cu spatele spre Dumnezeu, să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Și după ce ne-am întors cu fața spre Dumnezeu, să-L putem întâlni, să-L putem vedea. Domnul este în căutarea omului. Atât de mult ne-a iubit, știți cât de mult? Spune în rugăciunea Domnului Iisus din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, că și i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Spunea Domnul Iisus în rugăciune. Deși în versetul de aur 3:16, că atât de mult a iubit Dumnezeu încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Domnul Iisus spune cât ne-a iubit Dumnezeu. Și spune căci i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Credem noi că Domnul Iisus a fost iubit de Tatăl Ceresc, Tatăl Său care l-a trimis ca salvator în lumea noastră. Prin ce-a trecut El în pustie 40 de zile se pregătește, se înfrunte ce? Pe diavolul. Tatăl i-a dat putere. El s-a rugat și-a primit de la Tatăl putere. Deși El avea toată puterea în cer și pe pământ ca Dumnezeu, El nu s-a folosit pentru că avea în vedere să ne spune la urmă, îndrăzniți voi toți și veniți după mine, călcați pe urmele mele, eu am biruit lumea, am biruit pe satana, numai că biruința lui asupra satanei, asupra lumii, trebuie câștigată de două ori. Eu odată am câștigat-o. Acum, dacă intrați cu mine în același jug, trebuie să mai biruiți și voi încă o dată, dar fără de mine, fără a merge cu jugul, în jug cu mine, voi nu puteți face nimica. Voi fără mine nu puteți face nimic, chiar dacă auziți cuvintele acestea despre mine, despre Salvator, despre tot ce am adus eu lumea asta. Nu, fără mine voi nu puteți face nimic. Fraților și surorilor, Părintele Iosif, omul trimis de Dumnezeu, o pătruns și aici într-un loc tainic și ne-a scris. Și este acum într-o carte apărută o întâmplare. Și Părintele Iosif din întâmplarea asta scoate la lumină o mare învățătură. Așa o mare învățătură încât am vrea să o spunem și noi în seara aceasta. Pentru că noi tocmai aici ne-am împotmolit. Noi ca oameni, noi suntem împotmoliți nu pentru că nu știm. Omul știe de Domnul Iisus, știe că s-a născut la Betleem, știi că a fost răstignit pe Golgota, știi că a fost îngropat și a înviat a treia zi, știu oamenii despre Domnul Iisus. Și spune părintele un caz, spune că un medic englez a fost la negri în Africa și acolo a vrut să ajute bolnavii de acolo și a găsit un bolnav negru și a mers, l-a consultat și i-a scris o rețetă. I-a scris o rețetă și a spus să iei medicația de pe rețetă de 3 ore. Și după aceea vine să-l consulte, să vadă ce urmează. A venit medicul și omul acesta a spus că el a luat, în tocmai cum i s-a spus, a luat până la ultima bucățică de hârtie, de 3 ori pe zi. Și părintele Iosif se oprește, zice, în chipul acesta suntem și noi, creștinii.
Și nouă Dumnezeu ne-a trimis un medicament, o medicație, scrisă pe o rețetă. Și noi citim catismi din psaltire, citim cărți de rugăciuni, citim Sfânta Scriptură, Biblia, și mâncăm numai hârtia. N-ajungem la medicația de acolo, fraților și surorilor. Dumnezeu a trimis în lumea noastră salvarea. Salvarea aceasta a venit prin jertfa de pe Golgota. Părintele Iosif Trifa vorbește despre darurile care izvorăsc din jertfa Golgotei. Nu a fost înțeles, părintele. Oamenii din vremea lui au zis, Trifa vorbește despre ceva care biserica noastră nu are așa ceva. Biserica are cele 7 tainii. El vorbește de darurile jertfei de pe Golgota. Părintele vorbea de o putere, fraților. O putere care lipsea în biserica noastră, ca oamenii să trăiască, să împlinească voia lui Dumnezeu, să trăiască biruitori asupra păcatului, să trăiască cu vieți schimbate. Și părintele a fost primul schimbat. O strigat cu glas de trâmbiță, spunea el, dacă aș avea un glas de trâmbiță, a striga înapoi la viața primilor creștini, înapoi la Iisus. El l-a aflat pe Iisus viu. Și acest Iisus trăia nu undeva în cer și părintele undeva chinuit pe pământ, ci acest Iisus locuia în părintele Iosif, în lăuntru lui. Sfântul Pavel spune, Hristos în voi, nădejdea slavei. Prea iubiții noștri frați și surori, care odată, poate cu mulți ani în urmă, ați trecut printr-o mare, mare minune, pe care n-ați reușit să o povestiți, deși au trecut ani și ați încercat să vorbiți, dar n-ați reușit. Dar ați trecut prin minunea de care a vorbit părintele Iosif, acum 95 de ani. Ați întâlnit pe acest Iisus, a intrat în pieptul vostru și v-a făcut fericiți, fericiți, fericiți. Nespus de fericiți, nu se poate spune cât de fericiți. Anii au trecut, rana iubirii a rămas în noi. Rana aceasta ne poartă pe mine de 26 de ani. Să nu credeți că îți deznădăjduit, îți disperat. Am urcat cu Domnul, am fost pe muntele Taborului, dar m-am prăbușit pe Marea Furtunoasă acolo și am strigat îngrozit, Doamne, nu mă lăsa. Timpul a trecut și am tras un învățământ, o învățătură, că oricine a venit la Domnul Iisus trebuie să se păstreze într-o stare smerită pentru ca să păstreze harul. Darurile de pe Golgota se păstrează într-o singură condiție. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și cum să rămâi smerit când te ascultă atâția? Când te laudă că ai spus ceva care le-a folosit? Cum să rămâi smerit, fraților și surorilor? Te duci înapoi pe furtună și strigi îngrozit, Doamne, ce am făcut? Și Domnul vine înapoi și zice, nu vă temeți. Eu sunt. Și vrea, prin toate căderile, prin toate luptele, prin școala aceasta pe care părintele Iosif a numit-o școala Duhului Sfânt, și se plângea părintele că școala asta nu prea intră, nu se înghesuie prea mulți. Însuși părintele în vremea lui spunea, nu știu dacă voi trece clasa sau voi rămâne repetent. În școala Duhului Sfânt sunt examene. Pe unii le luăm, altele le repetăm. Scopul lui Dumnezeu este să ajungem să păstrăm Duhul, să păstrăm Harul, să păstrăm puterea, să fim biruitori. Noi l-am avut pe fratele Arcadie, l-am studiat, i-am studiat vorbele, versetele pe care le predica. De ce nu mai predică și alți frați? Spunea odată că singurul apostol care a scris cuvântul ăsta, cine este născut din Dumnezeu, nu mai păcătuiește. 1 Ioan 3:9.
Nu s-auzea cuvântul ăsta, nu l-am mai auzit. Am fost la multe adunări. Fratele Arcadie îl spunea des și la adunare și în stările de vorbă. Și odată ne-a dat și o explicație scurtă și a spus așa: singurul apostol, Sfântul Ioan, a scris cuvântul acesta. Și eu cred, spunea fratele Arcadie, eu cred că el, după ce a primit pe Domnul Iisus, el nu a mai păcătuit. Fraților și surorilor, noi am vrea să înțelegem ceva, și frați în vârstă, și tineri, să înțelegem ceva în seara aceasta. Pe noi ne iubește cineva în ciuda faptului că suntem căzuți, robiți internetului, pornografiei și cât timp s-a spus. Noi suntem iubiți. Salvatorul nostru vrea mai mult să ne salveze decât vrem noi. Și El a mai îngăduit să fim 4 zile pe un munte. Pe un munte unde s-au dat lupte grele, grele. Și lupta, în orice lupte, sunt răniți, sunt căzuți, sunt învinși, dar sunt și biruitori. Priviți-vă toți înăuntru, mă privesc și eu, n-am ajuns la biruințe, dar am văzut biruitori, l-am văzut pe Părintele Iosif. Părintele pleacă în noaptea din 16 februarie 1938. Părintele nu-i clătinat de nimic noaptea aia. El a ajuns biruitor. Fratele Traian pleacă biruitor și el are momente. Când își reproșează și scrie în mărturie și în istoric despre istorioara cu bățul și câinele și spune că când lovești cu bățul în câinele, câinele mușcă bățul și se repede la băț, ca și cum bățul ar fi vinovatul, dar adevăratul vinovat e omul care ține bățul în mână. Și Părintele Iosif spunea istorioara și fratele Traian o repeta și zice ori de câte ori și eu, ca și câinele acela care vedea vina în băț, nu în adevăratul vinovat care era omul. Ori de câte ori și eu am privit la un om și m-am războit cu omul și am judecat omul și m-am uitat de sus la om, am învinuit omul. Am fost pierdut, căzut, n-aveam pace, n-aveam liniște. Dar ori de câte ori am văzut adevăratul vinovat, Duhul din om, am putut să mă rog pentru el, am putut să plâng pentru el. Fraților, să dea Dumnezeu să ne ajute întâlnirea noastră. Am spus lucruri atât de grele în grupă, încât credeam că nu o să mai putem spune niciun cuvânt după aceea. Am spus cuvinte cu durere, le-am spus cu lacrimi, mi-a părut rău după aceea, nu știam cum să ieșim de acolo. Dar scopul a fost să mă ajute și mie conștiința să nu mă osândească că am fost aici să impresionez pe cineva. Nu mai am cu ce, fraților și surorilor. Și viața mea a avut zbuciumul tuturor oamenilor care au vrut să se mântuiască, cum au avut zbuciumul Părintele Iosif, fratele Traian, fratele Arcadie, dar care nu au renunțat. Și-au învățat ceva în școala Duhului Sfânt, au învățat să stea plecați la picioarele crucii, să stea în prezența Domnului Iisus. În prezența Domnului Iisus nu poți să te mândrești, fraților, nu știu dacă ați experimentat. Aici în sală a venit și El, noi nu-L vedem, știți? Rar vedem noi pe Domnul așa, cu ochii ceilalți, cu ăștia niciodată nu-i vedem. Dar cu ochii Duhului am văzut pe Domnul, era în adunare. Și noi nu ne explicam de ce suntem așa de atenți, așa cutremurați, de ce ne lăcrimează ochii, de ce suspină ceva înăuntru nostru, de ce nu mai putem să ridicăm măcar mâna la cap, să ștergem sudoarea de pe frunte. Nu îi permiteam, pentru că mijlocul nostru era Domnul Iisus, prezent El. Și Duhul Domnului, unde El prezent, știți ce face? Liniștește, calmează. Spune prorocul Isaia în Vechiul Testament, în capitolul 56 sau 65, spune: în fața lui Dumnezeu toate duhurile cad în leșin.
Eu vreau să vă spun așa, noi experimentăm, noi suntem mulți la oastea Domnului, unii sunteți poate din afară și pentru prima dată. Are fratele Traian o vorbire pe o casetă, mulți din frați o știți, pentru că noi suntem însetați și ascultăm mulți din frați. Și pe caseta asta fratele Traian spune o concluzie pe care o experimentat-o el și spune așa, și vă aduceți aminte mulți, când într-o adunare nu este putere, nu este pace, nu este lacrimă, spune fratele Traian, că în adunarea aceea, cei mai mulți dintre frați trăiesc păcate ascunse. Dar dacă se îndură Domnul și printr-o poezie, printr-o cântare, dintr-o dată se aprinde un foc și toți încep să plânge și toți încep să se bucure și încep să curgă lacrimile și focul cel cere se aprinde și toți îl simțim. Fraților și surorilor, experiența asta nu a experimentat-o fratele Traian, o experimentăm noi acum tot mai mult, tot mai des. Dar motivul, concluzia fratele Traian are valoare, e aceeași. Și atunci rămâne un singur lucru, care e cel mai greu, e cel mai greu. Uitați-vă, Domnul Iisus ne-a spus de vremuri grele și Sfântul Pavel a spus că propovăduiește la timp și ne la timp căci va veni vremea când oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă. Asta e cel mai greu lucru. Ci își vor da învățători după poftele lor. Adică să nu li spune lucruri grele, lucruri că sunt păcătoși. Fraților, vă vorbește un om care e păcătos. Să nu mă credeți că eu abordez subiectul ăsta pentru că sunt sfânt. Nu, 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 nu. Eu sunt un om păcătos. Dar lupt cu păcatul de 26 de ani și am simțit în atâtea locuri pe Domnul Iisus încât n-aș vrea să descurajeze cineva că omul ăsta care ne vorbește e într-o situație critică. Nu, este în mijlocul nostru Domnul Iisus. Oriunde vor fi numai doi sau trei și El vine anume să caute și să salveze, să mântuiască ce era pierdut, ce este pierdut în păcat. Pe prima foaie din Noul Testament, în versetul 21 din Evanghelia după Matei, pe prima foaie din Noul Testament scrie cuvântul acesta, că un înger a venit la Iosif și i-a spus, Iosife, nu te teme să iei pe Maria de soție, pentru că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus și o să fiți întrebați sau o să vreți să știți de ce s-a pus numele Iisus, că numele ăsta a stabilit de Tatăl Ceresc și Tatăl Ceresc o trimis îngerul să spună de ce o hotărât el, pentru că el va mântui pe poporul său de păcate. Femeia prinsă în preacurvie după lege trebuia omorâtă. Dar fiindcă în lumea noastră a venit cineva cu legea nouă, cu legea Harului, a făcut să fie mustrați în cugetul lor oamenii care împlineau legea, care erau cu legea în mână și cu pietre în mână. Și așa de tare i-a mustrat conștiința, fericit de omul care mai are mustrarea conștiinței, fericit de omul ăla, când într-o zi o să vadă că el nu se poate odihni. Povestea odată un frate că el s-a pus să doarmă și nu a putut să doarmă și avea pierne moale și nu a putut să doarmă. Dar noi am auzit pe un frate care s-a rugat așa și a spus, Doamne, să nu-i dai odihnă în patul lui, în casa lui, până nu se va pocăi, până nu se va întoarce. Și aveam explicații și el, sărac, în adunare ne-a spus lucrul ăsta. Și Domnul Iisus a venit în lumea noastră să ne scape, să ne salveze. Și pe femeia asta, nu numai că o iarte, iertarea păcatelor era și în Vechiul Testament. Dar femeia îi spune, nu te-a osândit nimeni, Doamne, nici eu nu te-o osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Fraților și surorilor, ăsta e cuvântul Domnului Iisus. Femeia aceasta putea să spună, de ce îmi spui să nu păcătuiesc? Cine poate să nu păcătuiască?
Ea nu a spus așa. Noi astăzi primim o șoaptă, dar șoapta e de la cel rău, care spune, e imposibil să nu păcătuiești. E imposibil. Toți oamenii sunt păcătoși și dă exemple. Și preoții, uite, fac așa, și episcopii, și... Dar oare așa stau lucrurile? Adică a spus Domnul Iisus o minciune? Domnul Iisus nu a spus niciodată minciuni. Iubiții noștri, frați și surori, v-a vorbit, cred că mai mult decât i s-a spus de frați, 20 de minute, v-a vorbit un frate care m-am simțit cercetat între tineri. Mi-am propus să nu mai vin, că am văzut că i-am întristat tare mult. Și la finalul acestei adunări, vreau din toată inima să mă ierte, frațe, tineri, care s-au simțit greu, poate, în prezența mea. Îi rog din toată inima să mă ierte. Să mă iertați și frățiile voastre pentru cuvântul acesta. Dar dacă totuși, în pieptul frăților voastre, este conștiința aia și aveți ceva, vreun îndemn, aveți vreun credințare, simțiți ceva, rămâneți conectați cu ea și faceți tot ce vă va spune. Slăviți să fie Domnul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.